De Paște toți giurgiuvenii sunt acasă, iar cei mai mulți vor merge în lăcașurile de cult, după care vor petrece în familie. Pentru ca sărbătorile să se desfășoare în siguranță, oamenii legii se vor afla la datorie cu efective mărite, atât în municipiu cât și în județ. Astfel, Inspectoratul Județean de Poliție va acționa cu peste 200 de polițiști și 85 de mijloace tehnice în localitățile județului, pe drumurile publice, în gări, autogări, în port și în zona adiacentă acestora. Polițiștii vor fi văzuți și în zonele aglomerate, în cele cu valori ridicate de trafic și în zonele de risc. În ceea ce privește serviciul rutier, aparatele radar vor fi folosite la capacitate maximă, atât pe raza municipiului Giurgiu și a orașelor Bolintin, Vale și Mihăilești, cât și pe drumul național 5 Giurgiu-București și drumul național 6 București-Alexandria, având în vedere că se așteaptă un aflux important de persoane către zonele de agrement și lăcașele de cult de pe raza județului Giurgiu. La datorie se vor afla și jandarmii, care vor acționa prin patrule de ordine publică, echipe operative de intervenție și prevenire a faptelor antisociale. Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să respecte indicațiile jandarmilor și să aibă un comportament civilizat, să acorde atenție pe timpul desfășurării manifestărilor religioase și pe timpul deplasării cu lumânări aprinse, să fie atenți la bunurile și obiectele personale și să nu le lase la vedere în autoturisme și să apeleze în caz de urgență la numărul unic 112 sau să se adreseze cu încredere cele mai apropiate patrule de ordine și siguranță publică.